țară. Oamenii l-ar fi dat afară și îl îngropau la mii de kilometri distanță de țara lor. Deci asta numai ca să încoată, ca să ne situăm. Noi nu existăm în condiții de conflict. Vom fi noi într-adevăr răi de gură, ați auzit și pe ăștia mai devreme cum se certau între ei, dar atât, tată. În alte țări oamenii sunt bărbați adevărați, dar nu se discută. Nu-i pălăvrăgeală de asta ieftină că ne insultăm în emisiune și după aia când am ieșit pe stradă am uitat ce am spus. Să nu ne dăm mai mari decât suntem, să nu creadă nici guvernul PSD că el conduce lumea, păstorind România chipurile cu o mână de fier. Și ca să încheie acest subiect, le-aș atrage atenția și celor care ne fac toată ziua fasciști, naziști, băsiști și mai nu știu cum pe la televiziuni care nici nu știu cum arată mapa mondul, da, să aibă totuși proprietatea termenilor atunci când vorbesc. Da, între ce spune Antena 3 din România sau, mă rog, din Băneasa sau de pe unde mai emite ea și ce spun unii prin America Centrală, e fix distanța dintre Marea Neagră și Oceanul Atlantic. Da. Deci noi nu existăm, tată, în lumea asta, oricât am pretinde că suntem cineva. Dar haideți să vedem care sunt recomandările acestui meeting, până la urmă, de carton al PSD-ului, că, mă repet, nu văd la ce poate să ducă el. O să vină atâta lume cât încape în mijloacele de transport ale PSD-ului. Și ce-i cu asta? Aduc 2 milioane de oameni, sunt 2 milioane, da? Cât mai au până la 6,4? A, încă 4,5 milioane aproape. Sau cât aveau ei când ne număra Codrin Ștefănescu voturile. Acum nu știu dacă le mai numără el. Sau chiar dacă le numără, trebuie să aibă avizul probabil al unui Darius Vâlcov. Sau trebuie să fie unul deasupra lui. Că nu le mai evaluează numai Codrin Ștefănescu. A, ce importanță are? Aduceți 6,4 milioane, bifați-i pe toți, trimiteți-i acasă. La ce folosește meeting-ul ăsta? Ca să știu că lumea, într-adevăr, este împotriva populației? Parcă trăim într-o dictatură militară, nu? Să ni se demonstreze că nu toți oamenii în România asta își dau seama ce se întâmplă. Ăsta e, până la urmă, sensul mesajului, nu? Băi, români, aflați că sunt unii în țara asta care nu știu ce se întâmplă în țară. Și uite, ei o să vină să manifesteze la București împotriva justiției României. Justiția n-a fost suficient de modelată cât să-i convină pe bombeu lui Liviu Dragnea. Ăsta e mesajul. Sau poate n-am înțeles bine. Dacă n-am înțeles bine, să intre și cu mine în direct, Eugen Nicolicea, să mă pună și pe mine la punct. Nu-i nicio problemă, să-mi explice el, că el știe sigur mai bine. Eu n-am problemele lui Oreste, n-am atâta orgoliu. Nu mă interesează. Să-mi explice domnul Nicolicea că el le vede de acolo, eu doar mi le imaginez. Nu, ăsta e mesajul. Că nu sunteți toți ăștia care apăreți la televizor sau care sunteți aici în centrul Bucureștiului cu ideile cele mai bune. Uite că sunt destui mocofani în România și o să-i aducem chiar pe toți. Mă rog, în vasul lui nu o să-i puteți lua chiar pe toți, că ăia mai au și treabă cu băutura, mai ales că vine weekendul. Ați văzut că nu este zicică, statistic vorbind, să nu se îmbolnăvească unul de o boală psihică în vasul lui, județul vasului. Incredibil. Zilnic este câte unul care părăsește carosabilul și o ia pe arătură. Dar definitiv. Deci nu știu dacă îi puteți aduce chiar pe toți, dar încă o dată, ca să rezumăm, este într-adevăr unic ca o țară, n-are importanță de unde vine, da? să-și demonstreze cetățenilor săi că are suficienți oameni dezinformați care să susțină politica puterii. Ăsta este mesajul acestui meeting al Partidului Social Democrat de sâmbătă 9 iunie anul curent. Și bineînțeles că răspunsul este da. Sunt atâția oameni care vor veni fără să știe să răspundă la întrebări de ce ați venit, pentru ce ați venit, cât ați venit, care e scopul și durata vizitei, cât vreți să stați. Nu. Oamenii ăia vin și nu trebuie să răspundă la nicio întrebare. Ei sunt acolo puși ca niște stâlpi, ca niște jaloane, ca niște piloni care vin să susțină pe cineva care îi dirijează din spate. Evident că nu este necesar, pentru că de luni să reia activitatea. Între timp, sigur, vine și ziua în care Liviu Dragnea riscă sau nu o condamnare. O să vedem, tot așa spuneam și de tanti nuții, până la urmă a venit ziua respectivă, dar nu ne folosește la nimic. Lumea o să continue să iasă în piață aceiași oameni care nu vor respecta nici meeting-ul PSD-ist
de sâmbătă, vor continua să iasă în piață, mai mulți, mai puțini, n-are importanță, Europa va continua să aibă fix aceeași părere despre Liviu Dragnea pe care o are și acum, adică îl consideră un om corupt, da? Un om care nu poate să cârmească o țară în sensul corect al drumului pe care trebuie să o apuce în 2018 respectiva țară. Nu dă doi bani așadar pe discursul lui și nici pe cel al oamenilor săi din guvern. Deci cam acolo suntem. Participanții, dacă ați omis, mai puteți să mai notați o dată, este ca la dacă doriți să revedeți, vor purta îmbrăcăminte albă în partea de sus sau costume populare. Vor avea un flyer și un steguleț tricolor România înmânate la urcarea în mijlocul de transport. Și nu vor veni ca țăranii pe jos. Nu, vor veni cu mijloace de transport, că totuși lumea a mai evoluat un pic. Vor purta în piept un autocolant cu logo-ul în formă de cerc, diametru de 7-8 cm. Vezi că birocrația e la ea acasă și aici. Chipurile dintr-o cerință de exemplaritate să ajunge până la urmă la o birocrație pură, pură și dură. Da, toți termenii ăștia, flyere, 7-8 cm, diametru, partea de sus, astea încurcă până la urmă cetățeanul, care trebuia să vină îmbrăcat așa cum înțelege el. Eu am văzut aia la mitingul lui Victor Ponta, erau mai mult îmbrăcați în roșu decât în alb. Dar sigur, roșu e o culoare de șobolan. Asta nu se mai poartă roșu în PSD, e adevărat. Vor avea un pachet de mâncare și apă. Deci este ca la Meca, după cum vedeți, asigurat de către organizația județeană locală. Vor avea lanterne mici sau telefon mobil cu lanternă. Să se asigure că au numărul de telefon al șoferului și al responsabilului mijlocului auto cu care s-au deplasat la București, precum și numărul de înmatriculare. Nu de dracu să le aibă. Vor avea tipărit imnul României, varianta prescurtată, strofele 1, 2, 1, 2, adică 4, fir și 11, elf. 1, 2, fir și elf. Așadar, la finalul circularei sunt printate și strofele din imnul național indicate de conducerea PSD. Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, prima strofă, acum ori niciodată să dăm dovezi în lume strofa a doua, care se încheie cu un nume de Traian. Dar nu se putea gândi Liviu Dragnea chiar la toate. Asta e. Strofa a patra, priviți mărețe umbre Mihai Ștefan Corvine, nu știu ce. Până la strofa 11, care începe cu preoți cu cruce în frunte. Deci astea sunt. Tot după modelul protestatarilor hashtag rezist, manifestanții PSD sunt îndemnați să aibă lângă ei, sau la ei, în maghiară Bolondolong, așa, pe lângă lanternă și steagul Unirii Uniunii Europene. Cam multe, totuși. Păi câte mâini au simpatizanții PSD? Deci trebuie să aibă steagul României, da. Steagul Uniunii Europene, steagul Partidului Comunist Român, mâncare și apă, lanternă, telefon mobil. Păi câte mâini, Dumnezeu, unde dracu să le țină? Femei nu vin, domnul Dragnea? Femeia ține telefonul mobil în mână. Dacă ține telefonul mobil în mână și mai ține încă ceva în mâna aia, scapă telefonul mobil din mână. Dar să nu credeți că numai bucureștencele umblă ca țoapele cu telefonul mobil în mână. Nu, toată lumea umblă cu mobilul în mână. Și astea care sunt aduse din Teleorman, din Călăraș sau din Gorj, tot cu telefonul în mână stau. Deci iată că sunt aici niște lucruri la care lumea nu s-a gândit. Exact cum în general, atunci când un dictator face un program, el nu iese în niciun fel. Și noi, când eram mici și ne făcea bunicul programul zilei militaresc, așa ca să nu deraiem de la activități, ajungeam undeva la 42-45 de ore pe zi. Așa era de încărcat programul, ca să nu răzbim. Ore de somn după amiaza, vizionat telejurnalul seara, ajutat bunicii în grădină, citit, făcut exerciții la matematică, ieșit cu bicicleta, ieșit cu stropitoarea, cules, strâns, da, cărat, lemne, în fine. Bă, când număram la sfârșit, erau vreo 40 ceva de ore. Unde dracu să le respecti? Exact așa e și aici. Băi, cam multe sarcini, totuși pentru un meeting care trebuia să fie mai relaxat.
7 ani de închisoare pentru Radu Mazăre, au cerut procurorii DNA într-un dosar. Termenul va fi undeva la 21 iunie, în Alta Curte de Casație și Justiție, așa a stabilit. E un dosar privind campusul social Henri Coandă, care frații Mazăre sunt judecați pentru luare de mită, complicitate la luare de mită, fals în declarații și așa mai departe. La ultimul termen al procesului a fost prezent doar fostul senator Alexandru Mazăre. Fratele său se află în Madagascar, după cum știți, și nu s-a putut prezenta. Nu știu dacă a cerut prin videoconferință, cred că nici n-a cerut ca Elena Udrea să fie audiat, oricum nu s-a fi întâmplat nimic. O să vedem dacă pe 21 iunie mai e mult. Până atunci sunt și alte verdicte, dacă se va întâmpla ceva. Întrebat în cadrul unei conferințe de presă dacă Sebastian Ghiță, Radu Mazăre și Elena Udrea vor fi extrădați, ministrul justiției Tudorel Toader a mai adăugat ceva în comparație cu ce spusese zilele trecute. Suntem în procedură. Acum știți că, spre exemplu, lui Ghiță i s-au făcut demersurile. Am făcut cererea de extrădare, ne-au cerut completări, le-am trimis, tradus, le-am trimis la Ministerul Justiției, care le-a trimis la Instanța Supremă. De acolo nu mai avem nicio veste. O fi într-un sertar la Instanța Supremă, cert este, domnul Toader, că timpul trece. Nu trece neapărat în favoarea dumneavoastră, că uite că se adună fugarii. Dar, dovadă că ne urmărește Tudorel Toader, iată ce spune la un moment dat. Apropo de cazul din Costa Rica. Cine a făcut această afirmație că Elena Udrea are drept de azil, n-a dovedit, n-a probat dreptul de azil și n-a probat sub niciun fel motivul de natură politică ce a stat la baza dreptului de azil. Ați văzut? Exact ce spuneam eu, singur cred că am fost, n-am auzit pe nimeni în România nicio voce să întrebe așa ceva. Până la urmă s-a sesizat și mulțumim pe această cale și ministrului justiției. Pe asta era singura întrebare jurnalistică. Restul erau fleacuri. Da? Singurul lucru care interesează este cum a reușit să probeze doamna Udrea, valabil și în cazul altora. Da? Și în cazul lui Radu Mazăre, bineînțeles. Și în cazul lui Sebastian Ghiță și câți ori mai fi. Ca să rețineți. Ori sunteți lingăi, ori sunteți jurnaliști. Da? Singurul lucru care contează este cum a obținut ea, da? Pe baza căror probe, acest drept de azil. Evident că este o minciună. Își dă seama și Tudorel Toader de lucrul ăsta, dar neavând probe evidente, pentru că el, fiind ministru al justiției, lucrează cu asta, nu le poate expune. Și încă o dată, stați liniștiți că nu se poate realiza așa ceva. În nicio țară din lume nu poți să obții acest drept într-o lună de zile. Și avocatul Elenei Udrea și doamna Udrea însăși s-au dat de gol, pretinzând că au ajuns acolo în februarie și în martie dețineau acest drept. S-au cam grăbit. În martie nu aveau de ce, cât vă spuneam, 90 de zile poți să stai ca turist într-o țară unde n-ai nevoie de viză. Doamna Udrea n-a intrat cu viză Costa Rica. Deci n-avea nevoie să ceară așa ceva timp de 90 de zile. Când se apropia sfârșitul celor 90 de zile, dar numai de vreme de ultimele două săptămâni, că atunci se fac astfel de cereri, când mai sunt două săptămâni, atunci te duci cu avocatul, cu dosarul, n-ai nevoie de azil politic, oricum nu ți-l dă nimeni. Noi nu suntem atât de tâmpiți. Te duci cu o prelungire a vizei pe care o poți justifica, cum a justificat-o probabil Elena Udrea, cu astfel de lucruri. Deține o anumită sumă de bani, are pe cineva acolo, au investit deja prietenii ei, putea să vină să își facă o firmă în două luni și în două săptămâni de ședere absolut legală, da? Să facă o firmă dintre asta de orice, cu câteva ștampile, asta clar că se putea realiza, să nu-i pui pe oamenii ăia direct cu mâna pe telefon, să înceapă să-și pună întrebări. Nu există nicio țară din lume, nici măcar în Lesotho sau în Swaziland, unde nu se poate vorbi de democrație. Da? Costa Rica este considerată cea mai democratică țară din America Latină, cu democrația cea mai consolidată. Deci nu te poți duce într-o astfel de țară să pretinzi așa ceva. Da? Chiar dacă ei strâng banane de dimineața până seara. Când spunem țară bananieră,
termen pe care l-am folosit în repetate rânduri, ceea ce este Costa Rica, nu facem ca să insultăm. Facem pentru că, într-adevăr, Costa Rica este unul dintre cei mai mari producători de banane din lume. Deci, la motivul ăsta, este evident că e o țară bananieră, deci la propriu. Dar nu poți să obții dreptul de azilant politic. Poate să vină Veronel Rădulescu și să-mi spună ce vrea el, cam niciodată. Deci șansele să-l obții sunt cam de 0,1%.